începe să ne cuvânte Irina Rimes. Și eu, dacă aș fi în locul Smiley, aș fi foarte mândră. Foarte bine, îmi place alegerea pieselor. Nu cred că ai nevoie de recomandare. Nu? Ba da! Ba da, cum? Da? Are da, nevoie. Bine, eu îți recomand să mergi cu încredere și cu speranța că... și cu Dumnezeu înainte. Da. Da. Elena. Elena. De Elena ce? A fost pe gustul meu 100% și toate misele pe care le-a avut pe piesa asta și toate nuanțele au fost fix pe, nu știu, pe gustul meu. Mulțumesc mult. Pe sufletelul ei ăla mic. Și de la sufletelul ei ăla mic mergem la sufletelul ăla mare numit Horia Bregiu. Într-adevăr... Dar de ce ai arătat așa? Pentru că de la mine atâta se vede, Horia. De la mine atâta, de la dânsul mai mult. Ce mă duce asta? Trei concurenți. Trei concurenți. Nu, dacă vrei vorbește tu, nu mă deranjează. Nu, a fost despot acolo cândva și mă dând. Trei. Ai amintiri. Stai liniștit, stai. Sper că eu ți-am mai îmbunătățit atmosfera. Mă rog, cu mango e mai... Fără este, e trist, nu e pustiu. De la mango este, la pepene. Nu, astăzi este albastru de Voroneț. Nica, trei modulații luate foarte bine. Este cea mai mișto piesă pe care a ales-o Smiley acum. Iartă-mă că spun lucrul ăsta. Este la Nica. Iartă-l. Bun, bun. Ești foarte bună. Mie mi se părea că ești o pisică care merge pe lângă casele care s-a stins lumina noaptea și caută și ea ceva. Cu pisică ți-ai făcut tu pantofii. Deci fii atent aici. Deci fii atent aici. Tu ești o... Pisica nu merge zâmbind în primul rând. Ba ca da, să știi Brenciule. Că... Tu n-ai pisici. Ba da. Tu eu am patru pisici, un câine. Pisici de aici, că merge zâmbind. Tu ești da. Un câine nenorocit. Zâmbește da, cu ochii. Dar eu am dovada că este list. În zona animală, pentru Nica, Brenciu se exprimă vrea, mai bine. Și aș vrea, am aș vrea acolo. Și acum vreau să fii atent. Aoleu. Dragă Doru, aș eu vrea cred să că misiunea asta este esențială pentru tine. Pentru că în sfârșit e o piesă pe care doamna Epuraș o să spun așa, nu o să mai zică My Way cu Brenciu, o să spun Hotel California cu Tudor Chirilă. Deci, în sfârșit, o piesă furată de către Hotel California. Cum mă, furată? Mă, cum? Dar eu văd că vă amuzați tare, nu? Voi așa trei. Nu, aud realitatea. Așa că Horia e amuzant, a? Da, da, e amuzant, dar realitatea este mult mai cruntă. Pentru că vine domnișoara asta din dreapta și ne-a stricat toate cheltuielile, toate calculele, toate nebuniile. Sunteți un trio foarte bun, dar eu, pentru prima dată, aș alege extremitățile. Tudor Chirilă. După discursul lui Horia, fețele voastre exprimă o înțelegere deplină a fenomenului muzical. E clar. Am să fiu mai scurt ca să vorbească totuși antrenorul care v-a antrenat cel mai mult. Ați fost foarte bine. Elena, mi-a plăcut cel mai mult de tine. N-am ce Mulțumesc să fac. Frumos. Ai avut și o partitură ofertantă, este adevărat, dar și ce ai făcut tu din ea și cum ai condus-o, beton. Să vedem alegerea lui Smiley. Bravo, ați fost fantastici, mi-a plăcut foarte mult, ați avut energie, ne-ați transmis și nouă energia voastră. Fiecare în parte și-a făcut foarte, foarte bine treaba. Mă bucur mult că antrenamentele noastre împreună cu Alina au dat roade. Mulțumesc frumos! Bun! Și acum, decizia lui Smiley este. Să te ajut? Băi, te-aș ajuta și eu, să știi, de data asta. Animalele de pradă te-ar ajuta. Voi merge mai departe cu... cu... Mai ai ceva? Cu... cu Elena. Cu Elena! Elena! Elena, merge mai departe în echipa lui Smiley! În confruntările la care de
deja Smiley se gândește. Mulțumesc. Bun. Și acum, ia uitați-vă la ei. Sigur, lui Doru e dor să mai stea la Vocea României. Nica, clar. Tu de ce vrei să mai rămâi la Vocea României? Nu știu cum să spun să nu pară că am învățat acest text, dar m-am gândit la chestia dată. Chiar foarte mult îmi doresc să rămân aici. Ăsta-i textul? Da. Adică... La asta te-ai gândit toată ziua. Nu poate să spună adică la fel de bine ca și tine ce vrei. Dacă vreau să plec, ce trebuie să spun, dar nu m-am gândit ce spun. Da, dacă l-auzi pe Horia vorbind despre motivele pentru care ar vrea să mai stea un sezon la Vocea României... Adică așa, e inspirant. Îmi doresc enorm să merg mai departe în acest concurs. Și sunt foarte sigur că am mult mai multe de arătat. Aș vrea să-mi oferiți o șansă. Bun. Doamne, cum se uită la noi. Așadar, decizia antrenorilor este... Asta este decizia antrenorilor. Aplauze pentru Nica, aplauze pentru Doru. Mulțumim din suflet. Mulțumim. Vocea României pentru ei se încheie în acest moment, în această etapă. Drumul lor în viață continuă. Cariera lor de-abia începe. Nica și Doru.